Sărbătoare în inima capitalei, unde este marcată astăzi Ziua Europei. Aceasta a fost inaugurată cu mult fast în Piața Mare a Dunării Naționale și se desfășoară cu genericul Solidaritate pentru Pace. Aici au loc o serie de acțiuni interactive și culturale sub egida Delegației Uniunii Europene și ambasadelor statelor membre ale blocului comunitar. Evenimentele vor culmina cu un concert care va avea loc în această seară. Orășelul european și-a deschis din nou porțile în format fizic după 2 ani de restricții impuse de pandemie. Sunt așa de multe activități și mă bucur să fiu aici foarte mult. Am întâlnit persoane noi care chiar sunt foarte vesele și binevoitoare și îmi place mult ziua de azi și ce înseamnă ea. La eveniment a venit cu copiii să se familiarizeze și ei cu ceea ce înseamnă Europa, cu țările care sunt reprezentate aici. Cu specificul lor. Ambasadorul lui UE în Republica Moldova, Ianis Mazeix, alături de șefii misiunilor diplomatice ale statelor membre UE acreditate la Chișinău, au susținut o conferință de presă în debutul evenimentului. Ziua Europei este marcată anul acesta într-un context trist al războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. De aceea marcăm această zi cu sloganul Solidaritate pentru Pace. Uniunea Europeană este un proiect al păcii. Noi foarte mult ne mândrim cu faptul că suntem partea marii familii europene. Astăzi e o zi importantă în care avem posibilitatea să arătăm realizările țării noastre, să vorbim despre proiectele implementate în țara dumneavoastră și să-i servim pe dragii noștri moldoveni cu bucatele noastre tradiționale. Orășelul Europei presupune mai multe activități, concursuri tematice, prezentări ale bucătăriilor naționale și acțiuni pentru copii. Șefa executivului, Natalia Gavrelița, împreună cu ambasadorul lui la Chișinău, Ianis Mazeix, a vizitat mai multe standuri și a făcut poze cu cei prezenți la eveniment. Ziua Europei, în primul rând, înseamnă să celebrăm pacea, solidaritatea, familia europeană, valorile familiei europene. În această zi ne bucurăm pentru că proiectul european, de fapt, a adus pacea pe continentul european. Zilele acestea, când avem un război în vecinătate, este îndeosebit important să ne amintim de aceste valori ale drepturilor omului, ale justiției, democrației, prosperității și ne dorim foarte mult să fim și noi parte din familia țărilor libere, din familia europeană. Evenimentul a găzduit și o expoziție cu proiectele implementate de către organizațiile societății civile. Noi am venit să împărtășim rezultatele pe care le-am obținut în diverse proiecte, majoritatea fiind susținute din fonduri ale țărilor din Uniunea Europeană. Noi astăzi suntem împreună cu partenerii noștri, sărbătorim ceea ce noi am putut să facem împreună, adică multe proiecte, multe inițiative care s-au întâmplat în localități rurale. În această seară, mai mulți artiști din Republica Moldova și Ucraina vor evolua în cadrul unui concert de excepție, iar de la ora 22 va putea fi urmărită live finala Eurovision Song Contest 2022.